Suntem în ultima zi acestui pelerinaj care, să zic așa, l-am încheiat cu bine, cu protecția Domnului peste noi, cu toate că am avut emoții, că situația care îi cu război în Israel, cu anumite întârzieri, cu anumite decalaje de avion, dar totuși, până la urmă, Dumnezeu a rânduit să putem să ne întâlnim aici și cred că pe fiecare ați știut dacă Dumnezeu v-a chemat aici, dacă sunteți aici, înseamnă că chiar așa a fost, Dumnezeu a vrut să fiți aici. Am auzit câteva mărturii din partea voastră cum Dumnezeu v-a călăuzit să veniți. În calitate de moderator, în calitate de reprezentant Vocea Creștinilor, voi sunteți o voce, eu vă mulțumesc în numele echipei, în numele tuturor celor care colaborează cu noi pentru faptul că ați ales să fiți cu noi, să fim împreună în acest prim pelerinaj. Continuăm să mai facem și altele, e un experiment, a fost primul. Am avut emoții mari că s-ar putea să nu avem de ajuns, dar se pare că am fost destul de mulți aceia să fim în acest loc. O experiență unică, frumoasă, la care îi mulțumesc Domnului pentru voi și pentru ceea ce s-a întâmplat. O locație bună, o țară frumoasă, binecuvântată, ca să putem să o vizităm. O experiență frumoasă pentru fiecare, chiar dacă ați fost la a doua, a treia sau poate prima oară. Fiecare am sădit acolo în Duhul nostru o temelie, o cărămidă în plus la credința noastră, să umblăm pe urmele lui Iisus. Și asta este cel mai important. Probabil că erau mult mai multe alte lucruri mai frumoase în lumea asta. Ați ales să veniți aici în Israel, să fim împreună și să ne întărim credința noastră din punct de vedere a umblării Domnului Iisus pe pământ, aici în Ierusalim, în Israel, să vedem locurile pe unde a umblat. Asta este o altă parte, zic eu, care m-a îmbucurat astăzi și pe mine și pe fratele Daniel, să ne dăm seama că Vocea Creștinilor El Nifla Tours nu e doar o agenție de turism, Vocea Creștinilor nu e doar o platformă, suntem o comunitate creștină și spirituală întotdeauna. Și faptul că am fost aici o biserică, am avut și rod. Au fost două persoane la botez și că din această excursie, din acest pelerinaj, Domnul a mai întors două suflete la el. Și pentru asta îi mulțumesc Domnului, mulțumim Domnului și e o onoare să fim parte cu toții aici. Dacă știu că numai pentru asta am venit și tot e bine, suntem cei mai câștigați. Dacă pentru asta ați venit, sunteți cei mai câștigați că ați ajutat la lăgirea împărăției cu două suflete. Ați fost parte și am fost cu toții parte și asta este minunat. Aș vrea totodată ca să pot să mulțumesc în primul rând bunului Dumnezeu că mi-a împlinit dorința care am avut-o să vin aici și totodată vreau să-i mulțumesc fratelui Daniel pentru așteptarea noastră de 4 ani care a trebuit să o așteptăm pentru a binecuvânta copilașul nostru. Noi am vrut să-i facem binecuvântarea de multe ori și în Germania și în România, de câte ori m-am dus, avem 3 săptămâni când eu mi-am predat viața mea Domnului, am avut o binecuvântare care a fost un pastor de la Franța, Emmanuel. Atunci eu n-am știut ce se întâmplă cu mine și a spus că dacă cineva simte ca să-și facă binecuvântarea, a fost un botez sâmbăta și vineri seara, soțul meu trebuia să plece sâmbăta în Germania și atunci eu nu am știut unde mă duc și ce fac sau cum cobor treptele. Doar vedeam o imagine în față și am coborât fără să știu că cineva. Doar auzeam o voce și îmi spunea, du-te, acum. Și atunci m-am ridicat. Atâta știu că mi-a întrebat soțul, unde mergi? Și zic, eu plec. Și m-am ridicat după scaun ca și acum. Am zis, vreau să fiu prima care să spun asta cu aveam pe suflet. Am vrut să mulțumesc lui bunul Dumnezeu și lui Domnul Iisus că poate asta a fost planul lui ca băiețelul meu să primească binecuvântarea aici în Israel și într-un loc așa frumos și un loc cred că nu o să uit niciodată. Vă mulțumesc și sper să mă scuzați dacă am avut emoții. Nu sunt omul care mă ridic primul. Eu am vrut să stau în spate, dar nu a fost posibil că Ciprian a venit în partea aceasta. Dar totuși vreau să mulțumesc în primul rând Vocea Creștinilor, lui Ciprian, pentru Die Sendungen, cum se spune în românește, blogurile sau
predicile cu fratele Antoni, fratele Gog și așa mai departe. Și așa am venit pe concediul acesta, vreau să spun. Da. Și totuși, citind Biblia și vezi multe locuri care nu-ți poți imagina. Și acum și vine și fratele Daniel, care ne-a dus la așa locuri importante. Și acum, dacă citim Biblia acasă, putem vedea locurile, avem o imagine. Aici a fost Iisus Hristos pe genunchi pentru mine, pentru noi, pentru fiecare și a spus: Tatăl, dacă e voia ta sau dacă e posibil să nu trebuiască să bei acest pahar. Dar a spus: nu voia mea, pentru mine a băut paharul acesta. Și multe, multe alte locuri unde am fost, nici nu vin așa repede că am fost așa în multe locuri. Cred că când suntem acasă putem realiza ce am văzut și ce am auzit. Pentru aia am vrut să mulțumesc. Mulțumim! Și bineînțeles, grupul acesta atât de... compact. Mix. De minunat. Atât de minunat grupul acesta. Atât de minunat. Foarte interesant, chiar mă gândeam când făceam înscriere, oare ce grup vom avea? Și mă gândeam că s-ar putea să avem numai vârsta a treia, a doua, a treia. Și îmi dau seama că sunt așa de miște aici. Avem de la copii, tineri, și mai tineri. De vârsta a doua avem familii, avem single, avem mămici, avem bunici. Cam de toate avem, da. Asta e cea mai frumos. Ca și în biserică, vrei să ai de toate. Nu vrei să ai numai tine și numai în vârstă, vrei să ai de toate, pentru că așa e o biserică stabilă. Tot așa și noi aici suntem așa un grup mic și frumos, ca și un buchet de flori. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea de o viață care mi-a făcut-o să pot să vin aici în Țara Sfântă. Îi mulțumesc la fratele Daniel și îl rog să mă ierte că dacă nu l-am stresat eu, cât tot grupul la un loc. Până acum am citit Biblia și am cunoscut-o din ce am citit. Acum am văzut-o, am trăit, am umblat prin toate locurile pe unde a umblat Domnul Iisus, unde, așa cum a spus și fratele nostru, s-a rugat pentru fiecare, s-a rugat pentru mântuirea noastră, s-a rugat pentru ceea ce suntem și s-a rugat ca să ne putem duce mântuirea până la capăt. Îi mulțumesc din tot sufletul și mergem, cel puțin eu, cred că s-o meritat din plin tot ce am făcut și mă duc mai bogată că Dumnezeu a îngăduit să am doi frați, cu încă doi frați mai mult, pe Felicia și pe Daniel, și le rog pe Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i umple de putere și biruință prin tot și toate. Și dacă nu ne-o mai vedea aici, la nunta din cer să fim cu toți împreună. Amin. Haideți să vă povestesc cum am aflat eu de grupul acesta. Am ieșit din sala de operație, cum am deschis ochii, aveam un preot catolic în față care mă întreabă: da, tu ești creștină? Și zic: da. Păi să știi că de mâine începe postul. Și m-am uitat așa la el și zic: bine, o să-l țin. Pormă seara, mă sună sora mea: vin Israel? Zic: cum să vin în Israel? Deci toate lucrurile astea puse împreună, Dumnezeu mă trimitea. Pormă m-am gândit la mama și mama anul ăsta face 60 de ani și cred că cadou mai mare ca ăsta nu putea să aibă. L-am pierdut pe tata când am plinit 60 de ani și am zis: pe tata nu l-am avut lângă noi, dar pe mama trebuie să sărbătorim într-un fel foarte frumos. Și trăirile de aici, frate Daniel, asta e vacanță. Deci, vacanță mai frumoasă ca asta eu n-am avut. Am trăit și spiritual, am umblat după Domnul Iisus, chiar l-am căutat, chiar am vrut să-L cunosc și spiritual, dar și pe urmele Lui fizic. E ceva care chiar mergeți cu fratele Daniel.
mergeți cu el, pentru că... La cine mă vede acolo? La cine mă vede acolo? Să nu căutați al lider. Atâta. Și mulțumim, frate Ciprian, pentru că fără dumneavoastră nimic nu ar fi posibil. Chiar vă mulțumim pentru bucatele tari care le puneți la dispoziție. Mă bucur că am putut veni în Israel, Ierusalim. Am crezut că o să vin odată în Israel, în Ierusalimul pământesc. Și ziceam, dacă nu-l văd pe ăsta pământesc, pe cel ceresc, prin credință am să-l văd, dar vreau și aici. Și am venit cu credință că va fi pace și am avut bucuria să avem un ghid minunat, extraordinar. Când treci cu cuvântul prin Scriptură, când treci pe lângă pietrele astea, deși pietrele sunt moarte, când cunoaștem cuvântul, cuvântul ne dă puteri și credința ne crește. Și prin asta creștem în cunoașterea Domnului. Mulțumim, frate Daniel, mulțumesc Voce Creștine. Sunteți cu un plus acum seara, pentru că e și doamna Iuliana cu noi. Ne spune cuvântul Domnului, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și gândindu-mă la ce s-a citit dimineață, în Psalmul 150, lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați pe Domnul toate popoarele. Și ne mai spune 1 Tesaloniceni 5, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă lui Dumnezeu, rugați-vă neîncetat. Și ne spune 1 Tesaloniceni 5:23, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, trupul vostru, cugetul vostru să fie găsite întregi și fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Vrem să-i mulțumim Domnului, deși eu cred că am fost printre primii care m-am înscris, am rămas ultimul la cuvânt. Chiar primul care am vrut să mă înscriu, dar zic că nu i-am spus soției, i-am spus după aia, de aia n-am acționat. Și vrem să-i mulțumim Domnului. Eram în direct. Și acum sunt în direct, nu? Eram în direct pe Vocea Creștinilor și am zis că da, vreau să merg și eu. Mulțumim Vocea Creștinilor, mulțumim frate Ciprian Lucra, mulțumim moderatorului, media, mulțumim frate Daniel, mulțumim sora Iuliana că ați lăsat pe fratele Daniel să vină cu noi, mulțumim întregului grup, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am fost atât de bucuros aseară că am fost în casa Domnului și zice că ferice de cei ce sunt în casa Domnului, că ce tot mai pot să te laude. Mulțumim Domnului pentru tot ce a făcut pentru noi și face în continuare pentru noi și să ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să binecuvinteze poporul Israel cu pace. Amin. Suntem trei frați din Pruncii, am crescut în casa Domnului. Sora mea a mai fost de trei ori în Israel, scuze, și a vrut să ne facă o surpriză, fraților. Mai avem o soră și m-a sunat și a zis, plecăm în Israel. Soția a zis, către mine, soția avea niște probleme de sănătate, a zis, eu nu merg, dacă vrei, te duci. A sunat-o și pe sora mea cealaltă, a zis, măi, eu nu mă duc, că e război în Israel. Și mi-am dorit că din copilărie așa am fost educat, să iubim poporul Domnului. Și să-i respectăm, să-i iubim. Știm tragediile prin care au trecut acest popor. Și de fiecare dată m-au mișcat documentarele, am văzut foarte multe documentare de Israel, chiar îi spuneam fratelui Daniel că știu foarte multe documentare am văzut și, cum să vă zic, n-am fost foarte surprins, dar emoționat să mă gândesc că Domnul nostru Iisus Hristos a călcat pe acest pământ și am putut și eu și dumneavoastră să călcați pe urmele Lui, că așa suntem, așa trebuie să călcăm pe urmele Lui. Acum vă mulțumesc tuturor care ați fost în grup, ați fost minunați. Eu sunt mai coleric, mai supărăcios
și v-am spus și foarte emotiv. Am rămas foarte impresionat de fratele Daniel, cât e de documentat și, cum vă spuneam, că de copil am fost crescut în casa Domnului și știam multe, dar aici parcă, nu știu cum să vă spun, mi s-au mai deschis ochii mai mult, am înțeles mai mult din experiența dânsului, din ce ne-a spus dânsului și din cunoștințele pe care le are. Vă doresc multă pace și am dorit ca venirea Domnului să ne prindă mântuiți pe fiecare dintre noi, să ne întâlnim cu Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Mă numesc Carmen și de la început am fost crescută, născută și crescută în casa Domnului și cum spunea fratele că am fost obișnuiți să iubim pe poporul Domnului și să ne rugăm pentru ei. Că datorită lor, Domnul și-a întors fața către noi. Și atunci nu înțelegeam prea multe, dar în inima mea s-a născut o dorință și am zis, Doamne, doresc atât de mult să mă duc în Israel, să îți cunosc casa, să-ți cunosc cum ar fi locurile natale. Zic, tu te-ai uitat la noi, deși nu aveam nimica ca să îți putem oferi. Și acum, stând pe banchet acolo, mi-a venit în minte ca și cum că până acum, citind în cuvântul Domnului, e ca și cum aș fi avut relația la distanță. Dar acum, Domnul mi-a dat harul și mi-a făcut bucuria să mă duc în casa lui, efectiv ca pe o mireasă. Îi mulțumesc de asemenea fratelui Daniel, că în primul rând îi mulțumesc Domnului că l-a creat și l-a adus. Domnul deja știa ce plan are pentru Ciprian și pentru Daniel și îi mulțumesc Domnului și nu pot să decât să-l laud pentru că ne-a făcut niște creaturi așa minunate și ne bucurăm de lucrările lui. Vedem, mai ales aici, deci nu pot să exprim în cuvinte încărcătura emoțională care am avut-o aici. Mulțumesc și slava Domnului! Eu am să consolidez mărturia soțului meu, în sensul că mi-am dorit și eu de mică, am fost crescută în biserică la baptiști și mi-am dorit foarte mult să umblu pe urmele Domnului Iisus și pe locurile unde umbla Domnul Iisus. Asta am încercat să învăț și pe copiii mei din Biblie și să învăț toate istoriarele și toate din Biblie, fiind și învățătoare la copii. Acum nu mai pot, din cauza meserii, nu mai pot să practic. Șefa mea de la lucru, lucrând în spital, ne-a pus planul de concediu. Și eu am zis, pun ultima săptămână din martie, neștiind că va fi Israelul. Florin, când a venit la mine, știe, este Israel, excursă în Israel, mergem? Mergem, dar avem bani, avem același lucru care ni s-a spus. Obstacole, avem bani, putem să mergem, ce facem cu copiii? Fără copii eu nu mă duc. Bun, și toate lucrurile astea care ți le macini în cap și zici, ce putem face, cum facem? Doamne, rezolvă-le Tu. Acum știți, probabil câțiva dintre voi, și experiențele care le-am avut înainte ca să venim aici. Ne-am văzut blocați în autostradă, oră și 40 de minute. Nervi. Ce facem? Pierdem avionul, nu mai putem să mergem în excursie, Doamne, ne treci pe aici, ce putem face? Ok, am zis, calmează-te la soțul meu, poate prindem avionul, poate întârzi avionul ăla și ajungem și noi. În sfârșit, am ajuns la avionul, plecase cu întârziere de 40 de minute, poate ne așteptase pe noi. Și la 12 am ajuns, avionul trebuia să plece la 11:05, am ajuns la 12 în aeroport. Ok, ce facem? Luăm alte bilete. Bine. Eu nu m-am gândit la bani. Totul gestiona soțul meu și am zis, Doamne, eu vreau să ajung în Israel, neapărat. Nu contează că pierdem hotel, știți, și noastră, rezervare, mașină.
Ok, luăm bilete, primele bilete, mâncăm, că omul gândește mai bine după ce mănâncă, știți și dumneavoastră, cu stomacul plin, ne calmăm și apoi ne luăm bilete și începem aventura de la început. Și când am pășit pe aeroportul Ben Gurion, am zis, Doamne, am ajuns aici. Apoi am văzut toate fețele celor, ați văzut, toate fețele celor răpiți. Am zis, Doamne, nu se poate, oamenii ăștia trebuie să ajungă înapoi. Toate lucrurile m-au impresionat, inclusiv faptul că am călcat pe pământ izraelian. Apoi ne-am luat în primire mașina și ne-am pornit în aventură. Zic, ce facem? Bineînțeles, avem nevoie, ca oameni avem nevoie de lucruri să fie palpabile ca și credință. Ce facem? Cum ne descurcăm? E sigur? Nu-i sigur? Apoi când am văzut că toate lucrurile sunt controlate și în Ben Gurion, acolo pe aeroport, era totul liniștit, am zis, Doamne, e ok, mergem, ne încredințăm în mâna Ta și mergem mai departe. Ne-am luat mașina și am venit la Nazaret, bineînțeles, cu părere de rău că n-am putut participa la biserică. Apoi am început să vizităm, am văzut Marea Galilei, am văzut mai multe. Deci Dumnezeu ne-a trecut prin multe aventuri, apoi ne-am întâlnit cu dumneavoastră. Și am zis, ok, acum nu mai trebuie să mă preocup de mâncare, de mașină, unde să mâncăm, ce să facem, nu suntem pe copropriu, suntem în mâna ghidului, în mâna lui Dumnezeu. Și pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă, ghidul excepțional, ne-a explicat foarte multe lucruri. Acum trebuie să revedem toate vidurile ca să ne aducem aminte. Fratele Ciprian, voi toți, special cu cei care am vorbit, oameni deosebiți, ne scuzați pentru copii că ori mai făcut gălăgie. Pentru mine a fost o experiență de neuitat și acum la întoarcere am să le povestesc colegilor mei. Am colegi catolici, știți că italienii, marea majoritate, sunt catolici, nu-s protestanți, nu-s neoprotestanți. Și am să le povestesc colegilor mei că, într-adevăr, Dumnezeu m-a păzit și Dumnezeu a fost cu noi. Și n-am avut parte de... Știți și dumneavoastră, n-am avut parte de nimic. Am fost feriți la graniță către Ierihon, am fost feriți la Betleem. Dumnezeu ne-a păzit în toată călătoria noastră. Și vreau să vedeți măreția lui Dumnezeu din tot ce a fost făcut aici. Poate n-am fost logică în cuvintele mele, dar pentru mine a fost o încurajare foarte mare și dacă mai avem posibilitatea, o să mai venim. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți în călătoria voastră de întoarcere. Mulțumim pentru ajutor, frate Florin, ce să zic, mulțumim frumos pentru ajutor, unde ești? Așa e. Problema este că eu nu m-am gândit, bine, aveam întotdeauna gândul să ajung în Israel, dar nu acum. Am zis, dacă va fi voia Domnului, când va fi, atunci va fi. Dar mă pregăteam să plec în Spania, am cei doi băieți plus fata. Dar băiatul cel mai mare merge, vine acum în ultimul timp, Germania-România, România-Germania, el la fel. În perioada asta am cumpărat bilet la fată, că ei de obicei cumpără. După ce spun în perioada, zic eu, după 10 martie. Eu până atunci nu plec. Și, nu, tot, trece o zi, trece două, ultima dată, nu, când să-ți iau, cum să-ți iau, cam ce perioadă e bună pentru tine să vii? Totuși, fiind singur, am și eu problemele mele. Și pe când să-mi cumpără ea biletul, îmi spune băiatul că el pleacă în vacanță și trebuie să mă duc, nu, să stau copiii. Inițial, eu așa am știut că mă duc la Pitești, de la Târgu Mureș. Și de el nu știam nimic, nici vorbă ca el să vină. Și gata, plec la Pitești, ei pleacă, nici ei nu mi-au spus perioada. Și atunci, dacă nu mi-au spus perioada, zic, ok, când va fi, voi pleca la Pitești, stau cu copiii, până plecați voi unde plecați și, mă rog, și pe urmă, zicea, păi nu-i mai nevoie, cum să mă duc eu fără copii? Eu nu mă duc fără copii, unde mă duc, dar unde te duci? Zice, păi în Israel. Na, zic, oriunde ați fost în lumea asta, pe unde ați umblat, zic, acum ați făcut alegerea cea mai bună și mi-ar place și mie. Mi-ar place, zic, niciunde, că ei merg peste tot, să zic, în Europa și în alte locații, dar niciodată pe mine, nu m-a încântat nici, nu știu cum. Mă sună, asta a fost ziua și seara, zice, nu, trimite-mi o poză, eu foarte mult cu telefoanele, cu surorile, cu cumnatele, zice, trimite-mi
buletinul, fac o poză și trimitem buletinul. Pe moment nu mi-am dat eu seama că ce și cum. Legat de ceea ce am văzut aici, cu toate că eu m-am născut în familie de adventiști, eu sunt botezată în Biserica Adventistă. N-am reușit, că timpul a fost foarte scurt, ca să spun la colegi, la prietene, la, e o biserică foarte mare la noi în Sarmaș, câteva prietene, le-am spus, uite, eu plec așa, 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 toate, vai, dacă mi-e, vai, așa, vai, dacă intri cu apă, unde o mers, Iisus, așa, să te rog și pentru mine, să pot să ajung și eu. Și când am plecat, teoretic, să zic așa, citesc foarte, foarte mult. Dar nu mi-am imaginat niciodată că, ajungând aici, în Israel, o să am asemenea trăiri, pe care, cu toate că, teoretic zic, chiar am vrut foarte mult, dar timpul fiind foarte și toate trebuia să se comprime, n-am avut așa timp. Totuși, pe această cale, vreau să mulțumesc pentru Vocea Creștinilor și fratelui Daniel, ceea ce faceți, faceți foarte, foarte bine. O să vă recomand și la alții și chiar am rămas... atunci nu o să faceți față, că sunt... O să faceți față, poate mai trebuie, pentru că acolo, în localitatea Sărmașul, e o biserică, să zic, mixtă. Marea majoritate sunt maghiari, dar știu limba română. Deci la noi se face prin traducere. Învățați și maghiara, că oricum Duhul Sfânt să vă... dea putere să învățați și această limbă. Și o să încurajez și pe alții să vină. Au ce să vadă, au ce să învețe și... Totodată, nu numai învățând, trebuie să și trăim tot ceea ce am învățat și să aplicăm în viața de zi cu zi fiecare. Că teoretic, cum am spus, e simplu, dar practica ne omoară. Și Domnul să fie lăudat pentru toate. Dacă mai sunt, doar dacă să fie o idee mai scurtă, pentru că e timpul... Să nu luăm cu istoria, ci rămâne la prezent câteva idei. Dacă se poate și din zona tineretului câteva mărturii. Așa, să trecem și la tineret în seara asta, că nu vrem să-i pierdem. Pace, mă numesc Petru Iuga. Povestea la noi e un pic mai diferită. După ce m-am întors din Odessa, din Ucraina, soția mea m-a întrebat, vrei să mergi în Israel? Și am zis, vreau să merg, dar nu singur, că vreau să vii cu mine. Și am zis, nu, uite care e treaba. Eu m-am uitat pe un site, am găsit Vocea Creștinilor și la întâmplare am completat un formular cu numele tău și am primit imediat răspunsul, că mai sunt 4 locuri. Și atunci am stat un pic, m-am gândit, am așteptat 50 de ani momentul acesta să ajung aici. Și a spus, uite, vreau să-ți fac un cadou de ziua ta, să poți să ajungi în Israel. Și, mă scuzați, am fost copleșit de ceea ce am văzut aici, m-am bucurat că fiul meu a fost împreună cu mine și mulțumesc Domnului pentru fratele Daniel, pentru ghidul extraordinar care l-am avut, locurile frumoase pe care le-am putut vedea cu ochii noștri și mulțumesc și Vocea Creștină pentru că s-a putut realiza, că s-a putut face lucrul acesta și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Eu sunt pentru a patra oară în Israel și vreau să spun că de fiecare dată când am venit am văzut ceva nou și prima dată am venit cu o biserică baptistă și mi-am dorit întotdeauna să vin din nou, tot cu credincioși. Deci e o deosebire foarte mare în a veni cu credincioși sau cu laici. Recomand tuturor să vină cu biserica lor sau cu frați credincioși care cred în aceeași, deci care au aceeași credință. E foarte frumos. Am cântat, ne-am rugat, ne-am simțit bine. Cum a spus și sora, a fost un concediu foarte plăcut. Trebuie să mai vin odată cu sora mea, pentru că ea nu a venit de data asta, deci trebuie să mai vin încă o dată.
English? Voi înțelegeți engleză? Nu. No. Dar scuzați română. Mea. Și, ok, prin timpul aceasta a fost un timp așa frumos, așa de locurile care am fost, am simțit prezența Domnului. Așa de multe ori am plâns aici, ochii sunt umflat și foarte, foarte emoțional a fost pentru mine, dar eu nu prea înțeleg româna bine, dar cum a explicat fratele Daniel, foarte frumos a explicat și eu am înțeles tot. Și am simțit ca o familie, cu grupul acesta specific, ca o familie, foarte unit sunteți, foarte dulce și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Fratele păstor, câteva cuvinte, mulțumim pentru slujirea ta care ai făcut-o pentru noi, cu mesajul care ai transmis și cu siguranță că Dumnezeu a vorbit prin tine, a vorbit nouă celor care au fost împreună. Fratelui Daniel, de asemenea, Dumnezeu a vorbit prin el nouă. Câteva cuvinte în calitate de păstor, dar și participant la acest pelerinaj frumos împreună cu familia ta. Eu mai mult obișnuiesc să fiu ascultător decât să vorbesc. Prezența mea aici și cu fetele noastre, cu nevasta, este datorită scumpe mele neveste. Ea a ascultat Vocea Creștină de când s-a format și tot îmi povestea. Sara, când mai aveam timp, mă uitam. Eu lucrez foarte mult. Din noapte plec, noapte vin. Nu prea am timp, dar ea îmi povestea lucrurile minunate care sunt acolo și mai priveam și eu câteodată. Acum mi-a zis o veste că vrea să meargă în Israel. Acum promisesem fiicilor noastre că le vom duce cândva și da, poate așteptau ele, dar eu nu mai aveam de gând. Dar cu ocazia aceasta, așa parcă au lucrat toate lucrurile și s-au organizat atât de bine la noi cu partea financiară și cu lucrul, ne-a binecuvântat Dumnezeu, dar când am ajuns aproape ca să venim, a apărut o pedică. Pașapoartele noastre expiră în mai. A sunat pe fratele Florin, zice, nu știu, întrebați de agenția la care a luat biletele, dacă vă dă voi să zburați, sunăm, zice că nu puteți zbura, că nu vă dăm voi. Ne rămăsase o săptămână, am căutat cele mai apropiate locuri să ne facem pașapoarte, nu găseam. Tocmai la Washington a trebuit. Ne-a făcut o programare cu o zi înainte de zbor. Am urcat în mașină și am plecat. Am condus 8 ore până acolo. Acolo Domnul a lucrat, le-am făcut rapid, 8 ore înapoi, facem bagajele și plecăm 4 ore spre Atlanta la aeroport. Deci toate lucrurile au lucrat atât de minunat. Acum ce să vreau să mai adaug la asta, când am venit aici, am văzut oamenii care sunt aici. Atât de mult m-am simțit diferit. Noi am mai fost în 2019, aici în mai 2019, dar de data aceasta a fost atât de diferit și locurile la care am mers am înțeles cu mult mai adânc. De data trecută am fost cu un preot ortodox care s-a născut în România, dar a crescut aici, vorbea română cam greu, dar nu înțelegeam. Ne ducea mai mult pe la mănăstiri. Da, ne ducea la locurile așa care pentru noi nu prea a fost mare surpriză, dar de data aceasta atât de mult am rămas surprins și lucrurile atât de adânc le-am cunoscut. Fratele Daniel l-am văzut așa ca un părinte a grupului nostru, nu știu dacă voi vedeți lucrul acesta. Chiar și vocea lui și vorbirea lui e atât de parcă are unguent, așa ne... Un de lemn, da. Ne-a încurajat, ne-a întărit, ne-a îmbărbătat și atât de repede a trecut timpul acesta, acum să ne despărțim, parcă mai vrem să mai fim împreună. Dar dacă se mai organizează și aveți posibilitate, fiecare cum credeți. În biserică la noi au rămas doritori care au trebuit să vină cu noi, le-am zis că nu mai sunt locuri, au rămas supărați pe noi și am zis că se mai programează și la toamnă, dacă vreți să mergeți, puteți să mai facem o dată o tură, mergem să vedem noi cum e și atunci. Deci mai este o ocazie, mai este o posibilitate ca să mai fim pe aici.
Vreau să mulțumesc fratelui Ciprian, este un frate deosebit, este un frate care s-a predat în slujba Domnului și în lucrarea aceasta nu e atât de ușor. Este să lași lucrurile poate care sunt mai bune pentru viață și să slujești lui Dumnezeu, să te mulțumești cu mai puțin, este, cred că, un sacrificiu foarte mare. Dumnezeu să-l binecuvânteze foarte mult și pe el și familia lui, pe fratele Daniel. Să știți că nu am știut de dumneavoastră, dar ne-am rugat. Noi obișnuim cu biserica să ne rugăm pentru Israel în fiecare duminică. Ne rugăm pentru pacea din Israel, pentru frații noștri de aici, pentru poporul evreu, ca să se apropie de Dumnezeu, să-L cunoască mai mult. Și nu știu de ce, dar Israel a rămas în inima mea și îl iubesc foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe voi. Amin. Eu vă mulțumesc încă o dată, cum ziceam și la început. Să știți că lucrarea Vocea Creștinii se datorează faptului că Dumnezeu a cunoscut mai dinainte această lucrare, cum zicea sora, a creat-o, a avut-o în mintea lui mai dinainte. Începuturile au fost foarte grele. Ne-am început cu o cameră 4K din China, în camera fiica mea, acum 4 ani, cu câțiva abonați, cu niște floricele undeva în colțul camerei, în care vineam de la lucru târziu, de la lucru pe șantier, în fabrică, în care mâncam, făceam o baie, stăteam nici jumătate de oră cu familia și mă puneam în fața camerei. Și asta a fost zile întregi, săptămâni întregi. Și soția mea spunea de multe ori, Ciprian, îți pierzi timpul. Și n-am judecat-o. Și dacă îmi dau seama acum că au trecut 4 ani, s-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri frumoase, benefice pentru întreaga lume, pentru o comunitate mare. Și dacă atunci am simțit în Duhul meu că e o lucrare care, chiar dacă atunci nu am văzut-o, nici nu aveam cum, dar Dumnezeu a crescut-o în viața mea, în viața familiei noastre. Și au fost momente grele în viața noastră, dar cu cât urci, și aici vreau să vă motivez pe fiecare, cu cât urci în scopul Dumnezeu, cu cât urci mai mult pe un munte, oamenii nu mai pleacă cu tine. Ești tot mai singur. Și când ajungi acolo sus pe munte, îți dai seama că ești singur. Aveam momente când eram singur, momente când vreau să renunț, lovituri, mesaje, mai de care, neputințe, mă cunoașteți așa de mine, vedeți că nu sunt cel mai bun vorbitor, am stat în spate, dar vocile voastre, vocile păstorilor, tuturor celor care vin la noi se aude ca noi toți să primim hrană spirituală. Am auzit mesajele voastre, celor care sunteți din diaspora, suntem o reală binecuvântare pentru voi. Și eu am fost acolo în diaspora, știu ce înseamnă să nu ai resurse, să nu ai o biserică cu o învățătură care să te hrănească duminică de duminică, săptămână de săptămână. Și cumva de acolo a început toată lucrarea, în pandemie. Când biserica era închisă, noi am început să fac emisiuni în care să răspundem oamenilor, păstorii să răspundă oamenilor care nu mergeau la biserică. Așa a crescut. Dumnezeu atunci a avut un plan, chiar că era închisă biserica, oamenii să primească învățătură. Așa am crescut noi, într-un mod negativ, într-o oarecare măsură, nu? E un mod negativ, nu unul pozitiv. Dar așa am crescut noi când biserica era închisă. Și de atunci lucrurile au mers doar în sus. Dar cu cât mergi mai sus, cu atât ați responsabilitățile mai mari, nu mai poți să faci ceea ce vrei, nu mai ai timp pentru tine și de multe ori, nu știu dacă ați auzit, care dintre voi ați auzit când fratele Pustan a spus, când slujești mult și te dorești, uneori neglijești familia. Ați auzit? L-am crezut 100%. Nu-s păstor, dar slujesc. Și mi-au spus-o mulți păstori din România care au spus, nu putem să nu recunoaște că așa e și în viața noastră. Un om care se dăruiește, un om care slujește pe Domnul și cu cât mai mulți oameni aduce la Domnul, cu cât lucrarea e mai mare, cu atâta cumva familia uneori neglijată. Dar pentru asta rugăm să vă rugați pentru slujitorii din biserică, cât și din afara bisericii, pentru organizațiile, pentru cei care slujesc în câmpul misiunii, chiar și pentru noi, pentru mine care sunt moderator, pentru fratele Stagner care este și păstor, dar totodată și un ghid turistic care e mai mult decât ghid turistic, e pastor, a fost păstorul nostru pentru o săptămână. A simțit că a fost ghid turistic? Nu.
Pentru mine a fost o hrană, în fiecare zi, o învățătură, nu a fost un mesaj din partea unui ghid. Prin asta vreau să spun că fiecare dintre noi avem o chemare. Sunt ani de zile în care am visat că Dumnezeu să facă o lucrare cu mine. Simțeam că nu este în biserică neapărat. Cu un tată păstor care ziceam, poate că o să ajung și un păstor odată. N-a fost chemarea asta Dumnezeu pentru mine și m-a resemnat. Dumnezeu avea o altă chemare să mă scoată și să-mi arate un alt drum care nu seamănă nici cu al lui tatăl meu, nici cu al păstor, nici cu altei organizații și așa mai departe. Și tu ai o chemare unică care nu trebuie să o copiezi pe a mea sau pe al lui Stanger sau pe al lui nu știu care păstor și tu, sora, ai o chemare și tu și tu și tu și fiecare e unică, nu seamănă cu cealaltă de lângă tine. Dar caut-o și într-o zi Dumnezeu ți-o va descoperi. Încet, încet, vezi chemarea care Dumnezeu a pus-o în viața ta, puțin, așa câte puțin, Dumnezeu te va cizela, Dumnezeu îți va arăta fiecare pas care trebuie să-l faci. Vin provocări, vin lupte, vin... Cu cât lucrarea e mai importantă, cu atât săgețele sunt mai mari și atunci cumva îți vine să renunți. Dacă nu ai critici, înseamnă că lucrarea nu e bună. Cu cât, pentru că, practic, Satan stă în spatele oricărei distruge ca să distrugă lucrarea lui Dumnezeu, care este mare. Așa că mergeți acasă, întăriți de Domnul, mergeți la familiile voastre, spuneți de Domnul ce ați văzut, ce ați simțit,